Final de trimestru pentru bursele americane. Bubble or bliss? S&P 500 înregistrează 20 de noi maxime istorice în primul trimestru și închide al doilea trimestru consecutiv cu oricare mai mare, de 10%, pentru prima dată în 12 ani. Raliul rămâne pe modul turbo. Indicele Nasdaq Composite crește cu 30% față de cel mai scăzut nivel din octombrie 2023, un plus de 30% în doar 5 luni. Triplu față de randamentul mediu anual al indicelui de referință, iar Dow Jones este și el aproape de pragul de 40.000 de puncte. Bursele americane sunt închise astăzi. Este Vinerea Mare la catolici. Și uite, Adi, este interesant acum am văzut creșteri pe bursele americane atât de mari, de și Apple, care reprezintă 5,6% la nivel procentual din indici, scade cu 11% în 2024. Și, mă rog, este mai mult această creștere condusă de narrativa pe AI. Avem și Microsoft care a început să intre pe AI, avem și Nvidia care a crescut exponențial, Meta, ăștia pare că țin indicii sus. Da, bine, într-adevăr, poate fi așa un mic asterix acolo în dreptul lui Apple, care, până la urmă, companie, nu, susținută puternic din toate punctele de vedere, companie care a ținut ani de zile, practic, primul loc, da, asigurat îl avea, a scăzut între timp. Dar sunt lucruri care probabil pot fi normale, mai ales când vin și niște date care nu sunt chiar așa favorabile. Ne referim la vânzări, în special cele din China, mai ales când mai vin și niște amenzi legate de niște politicianti, trust. Exact, dar nu doar asta, legat de vânzări, Tim Cook Apple a acceptat a făcut un settlement, da, pentru o amendă ca să treacă de povestea prin care Tim Cook ar fi ascuns de fapt că vânzările merg puternic în jos. Sunt niște lucruri acolo la Apple care pot fi discutate, cred eu, separat, dar în momentul de față vedem practic un prim trimestru al anului încheiat, un cel mai bun trimestru pentru S&P din 2019 încoace. Nu reușește Nasdaq, spre exemplu, să bată recordul din 2023, avea plus 30% atunci la început de an, ne amintim, dar oricum, bursele merg bine, în continuare pe plus, în continuare cu stabilitate, mi se pare, în continuare, în ciuda acelor tăieri de la Fed, da, care nu mai vin, nu mai pot fi 6, clar se vorbește acum de 3. O să vină și datele astăzi. S-ar putea să nu mai fi niciuna. Cu siguranță că se poate, bineînțeles. Vedem ca la procesul cu Sam Bankman-Fried. Începem cu de la 100 de ani, 25, 6, 3 și pe modelul 1. Ăsta ar trebui măcar să avem 0,75 cât vine, da? De reduceri și nu de puncte procentuale. Dar o reducere, da, așa, mai cu... Mai spre jumate. Exact. Avem cu siguranță un început de an, cum spuneam, bun. Avem date care sunt mai bune poate decât ne așteptam. Vedem și PIB-ul, date care au venit ieri, creștea cu 3,4% în ultimul trimestru al anului trecut, față de 3,2% estimarea, ceea ce din nou e o veste bună, nu poate fi excelentă pentru că în trimestrul anului precedent, da, avea 4,9 cu plus. Lucrurile se mai pot potența, se mai pot așeza, dar între timp așteptăm și inflația PCE, da, cea care exclude prețurile alimentelor și ale energiei, un indicator preferat de Fed, deși na, el oamenii poate să prefere... ar prefera CPI-ul. Da, normal că te gândești până la urmă ce ți-e mai aproape. Atunci când e vorba de niște mișcări macroeconomice și de o analiză macroeconomică, într-adevăr nu prea poți să te orientezi după prețurile alimentelor și ale energiei, care mai ales că în ultima perioadă au avut fluctuații foarte mari, dar te poți orienta destul de bine la bunuri și servicii. Adică dacă vezi că încep americanii să-și mai tempereze și să-și mai bugeteze un pic mai bine, da, toată viața, atunci îți poți da seama că începi să cumva să nu mai fii în pericol inflaționist. Dacă nu se întâmplă asta, atunci normal zero reduceri, cum ziceai tu mai devreme. Și pe la noi stăm destul de bine, încheiem și noi, aproape încheiem astăzi trimestrul 3 cu plus 10%
în bet, un rezultat bun, un rezultat care este totuși în corelare, așa, în linie cu ce se întâmplă și prin Europa, da? În celelalte burse importante pe care le avem. Da, și uite, principal creșteri au fost înregistrate de Hidroelectrica, plus 2,7%, BRD, plus 2,1%, TTS, Transport Trade Services, 1,8%, Electrica, 1% și chiar operatorul BVB, 0,9%, la fel, același procent cu Transgaz. Și... Bun, și dividende le avem pe ecran, sunt bune, sunt puternice, sunt de așteptat să crească randamentul, cum era și normal, cam aceleași companii în topul dividendelor. Acum, ca să nu mai lungim prea mult partea în care dăm cifrele și facem așa o scurtă caracterizare a primului trimestru bursier, mergem și la invitatul la nostru, invitatul la Orenț Ioană, care este investitor. Salutare! Salut! Salut, salut! Uite, avem un prim trimestru foarte bun pentru piețe, chiar în an electoral, și vedem maxim după maxim pentru bursele din Statele Unite, asta deși 6 tăieri de rate ar fi prognozate. Pare că nu mai contează de câte... Pare că nu mai contează de câte ori mai taie Fed sau mai adaugă Fed la rata dobânzii cheie. Dar tu ce părere ai? Va continua această petrecere pe burse? Sau vezi un maxim acum? Cred că vine și din faptul că oamenii se așteptau la altceva din ultima întâlnire Fed. Se așteptau ca Fed să fie puțin mai tăios, pentru că inflația nu a ieșit în ultimele două raportări chiar cum ne-am fi dorit. N-a ieșit rău, să nu fiu înțeles greșit, dar n-a ieșit nici spre ceea ce țintește Fed de 2%. Așa că ei se așteptau, ok, Fed nu o să mai aibă deloc tăieri, poate chiar o să fie mai hawkish, mai dur, o să înceapă să vorbească despre economie într-un mod mai negativ. Nu a fost așa. Așa că lumea s-a relaxat. Cele 6 tăieri, erau 6-7 chiar, erau prognozate mai mult de către sectorul retail și de către oameni în general. Fed niciodată n-a zis fix 6. Au spus că au o țintă de, cred că era 4,4-4,6 pentru rata dobânzii de politică monetară, asta ar însemna undeva la 3-4 tăieri. Așa că nu s-a schimbat mare lucru în realitate în planul Fed. Nici nu au ajustat foarte mult FOMC, acel Summary of Economic Projections, pardon, pe care îl oferă. Așa că Fed a fost, a zice, mai degrabă neutru și nici nu au motiv sincer să taie, pentru că economia pare că merge foarte bine. Problema e că economia merge foarte bine doar pentru acele companii care nu sunt sensibile la rata dobânzii. Adică cele care vând în principal către alte companii. Dacă ne uităm la companiile care sunt sensibile la rata dobânzii, care vând către oamenii obișnuiți, vedem că lucrurile nu stau la fel. Adică am avut raportări din partea, de exemplu, Nike, care au oferit un guidance mai slab, Tesla clar nu performează, dar toate acestea, inclusiv Apple, pentru că tot ați menționat voi Apple, ei se axează clientelei obișnuite, clientelei retail. Și acolo lucrurile nu stau la fel de bine. Sper din tot sufletul ca Fed să nu amâne mult prea mult acest moment al tăierii, să țină rata dobânzii prea sus, și să bage populația într-o situație dificilă, nu zic că să fie vreun risc de recesiune sau ceva de genul, doar o situație mai dificilă și să se bazeze doar pe cifrele pe care le au din partea companiilor mari care vând către alte companii mari care stau pe rezerve foarte mari de cash venite din ultimii ani și pe care au bani foarte, foarte buni pentru că rata dobânzii este sus și automat dobânda pe care eu percep, pe care eu primesc este mare. În ceea ce privește cât va mai ține, să zic așa, acest carusel care pare că doar urcă, nu am de unde să știu, doar că, nu știu, mi se pare o lege fundamentală că orice urcă trebuie la un dat să mai și coboare, nu înseamnă că trebuie să coboare de unde a plecat, dar trebuie să corecteze într-un moment sau altul. Extindem din ce în ce mai mult acea perioadă până când vine corecția. Mi-e frică puțin să nu vină puțin prea agresiv din cauza acestui lucru, adică efectiv să fie acel keeping it longer, adică să țină dobânzile prea sus până ceva crapă și după corecția să vină într-un mod, nu știu, ca un val peste noi. Deci rămâne de văzut. Eu aș zice ca cei care sunt doritori să investească în continuare, să o facă în continuare, doar să fie puțin mai defensivi. Adică să se uite la cele companii care poate n-au performat la fel de mult, dar să se întoarcă la
elementele fundamentale ale companiilor. Te uiți strict pe cifre, vezi ce forecast-uri, ce pronosticuri realiste poți să scoți, elimini orice hype, orice potențială creștere fabuloasă pe care poate să o aibă, uită-te într-un mod neutru la date și atunci clar poți să găsești companii care nu o să-ți dea palpitații atât de mari cum ți-ar da altele în acest moment. Am văzut că lucrul ăsta se întâmplă frecvent, nu știu dacă e cineva care să nu facă ce spui tu, ne-am uitat la Reddit, ne-am uitat la Trump Media, adică ce spui tu face toată lumea, sau nu. Bun, ai dus discuția în zona asta, ironic, bineînțeles, că na, să ne înțelegem. Ai dus discuția în zona asta a companiilor mari care au, sau o parte dintre companiile mari care au rezultate bune, cu siguranță că sunt atâtea exemple, Apple e doar așa, tip of the iceberg, da? Sunt multe care nu performează la fel, dar avem și multe alte sfere, inclusiv cripto, inclusiv commodities, da? Vedem aurul, record high, adică există șansa în afara scenariului pe care l-ai propus tu, care e destul de domol, există și șansa să ne aflăm într-o bulă, totuși de o anul sau un soi de bulă care să ridice, să tragă în sus anumite zone, AI, bineînțeles, commodities și alte chestiuni de tipul ăsta, sau ne așteptăm totuși la fluctuațiile normale în continuare? N-aș zice o bulă, adică probabil când zici bulă te gândești puțin la perioada 2000 și să comparăm AI-ul cu perioada 2000. Nu suntem acolo, adică dacă ne uităm pe PE ratio, pe raportările companiilor și pe evaluarea companiilor, clar nu suntem la nivelul anilor 2000. Companiile chiar vând, au produse, nu e speculă la mijloc, doar că este, să zic, foarte mulți au devenit sensibili la guidance, hai să-i spunem așa, în sensul că se uită foarte mult la ce estimări oferă companiile. Dar să nu uităm că fundamental acele sunt estimări. Acele se pot ajusta, ține foarte mult de macroeconomie, ține foarte mult de ceea ce se va întâmpla. Ai Nu pus putem până să un mergem zero pe în plus. estimări, e riscant. Așa că cel mai bine ar fi cu acele companii care au acele estimări foarte bune să ne mai calmăm puțin. Eu sunt puțin adeptul unei corecții mai domoale pentru că lucrurile, din nou, nu arată trase de păr într-un mod atât de fantastic. Iar, de exemplu, Nvidia, pentru că este în ochii tuturor, dacă ne uităm pe cifre și dacă continuă chiar și cu o creștere mai puțin accelerată decât a oferit în acest an, cred în continuare că nu suntem departe de un fair price, adică suntem relativ aproape. Doar că intervine riscul, de exemplu, cu reînnoirea ciclului pentru plăci, intervine riscul cu privire la cât de mult o să susțină cererea pentru acele plăți pentru următorii 5 ani. Sunt multe aspecte pe care oarecum trebuie să le estimezi și tu ca persoană care evaluezi acea companie și bine ar fi să-ți faci poate trei variante de estimări, o variantă mai așa mai sumbră, o variantă neutră și o variantă, da, ok, hyped și să vezi puțin unde te situezi și cam care e riscul la care tu te expui. Iar în ceea ce privește partea de cripto și de aur, în cripto cred că ține foarte mult și de halving, dar și de ETF-ul de Bitcoin, pentru că vine multă cerere de acolo. Cererea este mult mai mare față de cât se minează în momentul de față. Odată cu halvingul, această disproporție o să fie și mai semnificativă, așa că atâta timp cât cererea rămâne puternică pe Bitcoin, în ceea ce privește ETF-ul, o să rămână și Bitcoin destul de mult în forță, dar o să vină și momentul când oamenii o să-și dorească să mai marcheze niște profit și atunci lucrurile pot să se ducă un pic haotic, iar pentru aur, sincer, e un pic surprinzător, pentru că aurul de regulă este o investiție defensivă. Noi, în momentul de față, avem o economie și avem o activitate pe bursă care țintește spre noi maxime, care arată un bullishness și aurul ar trebui să fie defensiv pentru când lucrurile arată fix opusul. Acolo nu înțeleg sincer ce se întâmplă, poate este și frica aceasta de o bulă care atrage De-aia am oamenii și să întrebat, se da. Da, care oarecum îi face pe oameni să zică, ok, hai, am o expunere la Nvidia, la companii de tech și așa mai departe, hai să iau și puțin aur să am o variantă, nu știu, o plasă de siguranță pentru cazul în care lucrurile se duc în direcția opusă. Sau poate că încep investitorii să vorbească pe limba noastră, noi spunem cel mai bun atac e apărarea, nu știu dacă o mai fi și în alte Corect. limbi, poate că asta o fi motivul, știi, până la urmă. Oricum, toată lumea cred că diversifică, toată lumea atunci când vede creșteri mari într-o parte are și teama unor corecții și poate că în loc să retragă de acolo,
pun în ceva defensiv. Pot fi diverse modalități de gândire care să justifice cumva. Om trăi și om vedea. Îți mulțumim, Laurențiu, deocamdată Cu pentru drag. discuție și pentru explicații.